bun găsit, sunt Adrian Boioglu. În 2020 nu mai discutăm doar de orașe. Chiar dacă suntem în județul Constanța și nu vorbim de o capitală de țară, chiar dacă nu vorbim de municipiul Constanța, ci de un alt oraș din județul Constanța astăzi, vorbim deja de orașe inteligente, vorbim de smart city. Bun găsit invitatului meu, domnul primar Viorel Ionescu de la Hârșova. Domnule primar, mă bucur să vă avem din nou în studio, pentru că astăzi vorbim despre un subiect drag mie și sunt convins că vă e drag și dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Da, vorbim despre orașe inteligente și aș vrea să încercăm cumva să facem o definiție a orașului inteligent. Și înainte de această definiție să vă întreb, este nevoie oare ca un oraș să fie inteligent înainte să aibă toată infrastructura făcută, să aibă apă, canalizare, gaze și așa mai departe, sau chestiile astea merg în paralel cumva? Care este opinia noastră din punctul ăsta de vedere? Opinia mea este că aceste lucruri trebuie să meargă, bineînțeles, în paralel. Sunt două lucruri total diferite. Odată discutăm de o infrastructură ce asigură cetățeanului un trai decent, un trai normal pentru secolul 21. Străzi, canalizare, iluminat public. Ce iluminat public acum intră tot în categoria, este tot o anexă a Smart City-ului. Așa e, și vom vorbi și despre asta. Da, pentru că la Hârșova deja sunt aproape de finalul implementării acestui proiect. Dar ele trebuie privite separat, trebuie privite în paralel. Este adevărat, o spun cu prioritate, partea de dezvoltare urbană, să spunem, a orașului, străzi, canalizare, gaze, intenționăm, da? Poate este o altă dată de acest proiect mare pe care l-am demarat, iluminat public și... Cine dorește, iar la Hârșova eu am dorit și deja am început abordarea acestei probleme de smart city. Haideți să facem cumva o definiție. Ce înseamnă un smart city? Este acel oraș, eu știu, al viitorului pe care îl visăm, interconectat, în care ai control de la distanță pentru tot ceea ce înseamnă iluminat, pentru că vorbeați de iluminat, sau înseamnă mai mult de atât? Cum vedeți dumneavoastră un smart city? Un smart city înseamnă mai mult de atât. Din punctul meu de vedere, în primul rând, un smart city trebuie să fie un concept prin care orașul va trebui să asigure mult mai ușor această conectivitate între cetățeni și să creeze, cum am mai spus eu, se spune de, am zis, familia orașului Hârșova, da? Eu când sunt acasă, sunt în familia mea, când ies pe stradă sau mă duc la muncă, efectiv sunt în familia Hârșova. Ideea este că trebuie să asigurăm ca într-un stup de albine, unde toată lumea muncește și la sfârșit este bine, trebuie să asigurăm o conectivitate mult mai strânsă, mult mai reală și mult mai exactă pentru cetățean. Pentru ca el să fie informat din toate punctele de vedere, să fie motivat. Fiind informat, este și motivat să pună umărul la dezvoltarea societății. Deci acest concept de smart city, din punctul meu de vedere, în primul rând, cred că la bază are asigurarea unei legături mult mai strânse între cetățeni. Da? Este asta nevoie trebuie de bani pentru tehnologie. Este nevoie de bani pentru a face ca orașul să fie smart? Sau, eu știu, simpla legătură la internet poate să fie o bună bază de plecare în acest sens? Nu, pentru că internetul știm că apare, deja este facil în România de câțiva ani buni. Nu înseamnă automat că dacă avem internet, suntem smart city. Pe de altă parte, smart city implică și o componentă tehnică. Componentă tehnică ce costă. Deci este nevoie și de bani. Deci este nevoie de bani. Dar în primul și în primul rând, din punctul meu de vedere, este nevoie de voință. De dorința de a dori să, ca edil, de a dori să faci un pas, știți cum e, un pas către, să spunem așa, puțin către necunoscut pentru unii, da? Și atunci, dacă ești hotărât, și o spun fără nicio direcție, fără nicio, chiar la modul cât se poate de obiectiv, dacă ești hotărât să încerci din, știu eu, gândirea, strategia pe care ai ca primar, să renunți la anumite pomeni, o spun la modul foarte, da? Și poate sună urât cuvântul acesta, tocmai că se apropie o perioadă, dar vreau să înseamnă puiul și făina, exact, dată, da, de anumit eu, primar. Da, eu am preferat să pun bani ușor, ușor deoparte și să asigur o cotă parte de
de cofinanțare, că am să vă explic și de un Wi-Fi for You și de implementarea unui sistem City Manager, se cheamă acum. E, toate aceste lucruri costă. Și atunci ai de ales. Ce este mai prioritar? Să asiguri puiul și făina pentru nevoiași? Unde, atenție, nu pentru nevoiași. Pentru că discutăm altă dată, da, discutăm altă dată, dacă veți dori, vis-a-vis de implementarea unor proiecte sociale. Sunt și ele necesare, sunt necesare în anumite situații, da. Dar efectiv, în anumite momente din timp, din 4 în 4 ani, din 6 în 6 ani, adică ceva, o ciclitate cronologică, să ne trezim când ne bate puiul în poartă, deja, dar este altă discuție. Dar eu am preferat, decât să intru pe un, să spunem, ajutor excesiv și nejustificat pe o direcție socială, am preferat să gândesc, să aloc bani pentru dezvoltarea inteligentă a orașului, se spune. Este un pas deja mare. A făcut pașii ăștia, a făcut o parte dintre pașii necesari pentru Smart City. Și vorbim aici, în primul rând, de acel proiect despre care aminteați mai devreme, Wi-Fi for You. Haideți să vedem ce presupune acest proiect și cum ați ajuns să-l implementați. Păi, efectiv, am depus atunci când a fost deschisă sesiunea. Este făcută de Uniunea Europeană. Wi-Fi for You. Deci sunt bani europeni, nu sunt bani europeni, local. Da. Nu. Sunt bani europeni. Eu încerc și cetățenii deja au observat că implementăm foarte multe proiecte. În momentul de față aștept să fiu chemat pentru al 10-lea contract pe fonduri europene, să semnez, pentru că acolo vin foarte mulți bani europeni și noi doar asigurăm acea micuță parte de 2%. Dar, în schimb, pe acest proiect de Wi-Fi for You, valoarea proiectului este de 15.000 de euro, 100% din bani europeni. Efectiv, noi trebuie să avem deschiderea. Hârșova avea deja internet în zona centrală a orașului, dar prin acest proiect asigurați o deschidere a, eu știu, conectivității omului de rând, până la urmă, prin orice device, fie că e vorba de un laptop sau un telefon mobil, o conectare la internet în aproape orice punct al orașului. Care sunt zonele pe care le-ați ales? Că nu sunt chiar toate. Vor fi anumite zone, vor fi spații publice, așa și trebuie, avem această, să spunem, obligativitate, să asigurăm accesul cetățeanului în spații publice. Dar ne vom dezvolta în timp, ușor, ușor. Cum spuneați, în 2017 eu deja... Care să spunem, am anticipat, poate ce au venit europeni în 2019 și am asigurat ca și alte localități, nu a fost Hârșova, știu eu, primul oraș, ca și alte localități din țară, internet liber, deschis, gratis, în piața centrală, la Fântâna Arteziană, Casa de Cultură, parcul din zona Casei de Cultură. În momentul de față, prin acest proiect Wi-Fi for You, vrem să asigurăm, am identificat 9 locații în orașul Hârșova, plus 2 locații, o locație Vadoi și o locație Ferma 1. Sunt două, Vadoi este un sat. Deci nu faceți doar în oraș, ci și în localitățile arondate. Oraș, ci și în satul arondat și acolo, îi spun eu, un cartier al orașului Hârșova, e un cătun, Ferma 1 se cheamă, inclusiv acolo m-am gândit și am hotărât să ducem internetul, pentru că și acei cetățeni au dreptul să fie informați, să fie conectați la realitatea de zi cu zi. Ferma 1, prin acest proiect, va fi acoperit 100%. V-am spus, este un cătun. Sunt pentru undeva la vreo 40 de case. De la 1940 la 2020, așa e, o săritură de la cer la pământ, probabil. Sper să fie mulțumiți, probabil. Dar internetul nu sperie pe nimeni. Important e și cum și ce citești și de unde citești, de unde te informezi. Da, păi nu vreau să spun foarte clar că voi discuta, voi analiza, am înțeles că oricum este o condiție nespusă, dar impusă, ca să existe anumite restricții. Adică nu vom intra, nu vor intra tineri, știu eu, de până în 16-18 ani, nu vor putea vizualiza anumite site-uri. Deci, absolut, efectiv, va fi o restricție în funcție de vârstă. Va fi după aceea o restricție pe anumite site-uri în funcție de mesajul pe care îl transmit site-urile respective. Am spus din start, nu vreau să vedem că internetul dintr-o
știu, o rachetă către lună, să păstrăm, știu, o comparație, ne trezim că se transformă într-o rachetă nucleară. Da? Da, absolut. Oamenii au nevoie să aibă informații, da, de încredere. Da, au nevoie de informații, atunci trebuie să fim conștienți cu toții și atunci vom... Oricum, Uniunea Europeană supraveghează, un an de zile vor supraveghea traficul pe aceste conexiuni, da? Dar trebuie să fim conștienți de faptul că internetul are și părți bune și are foarte multe părți negative. Noi vom încerca să înlăturăm aceste părți negative ale internetului. Asta e o chestie foarte bună. Și un alt pas pe care l-ați făcut este acela de îmbunătățire a site-ului primăriei. Lucrați la acest lucru în mod de față. Da, lucrăm în mod de față, după cum o spuneam. Site-ul actual este un site învechit, îmbătrânit. Vreau să fie... Site-ul ce va apărea, eu estimez, am vrut 1 martie, dar încă se mai lucrează. Și atunci estimez undeva jumătatea lunii martie. Deci în 2-3 săptămâni vom da drumul noului site. Un lucru care mi-a plăcut și trebuie neapărat să spun asta este că la Hârșova poți să vezi înregistrările ședințelor de consiliu pe site-ul primăriei. E un lucru care nu numai că nu prea se întâmplă, dar sunt multe primării care ascund aceste lucruri. Noi astea faceți publice toate discuțiile care au loc în ședințele de consiliu pentru cetățeni, astfel încât oricine poate să vadă aceste, eu știu, cum se iau deciziile în favoarea sau în defavoarea lor. Defavoarea și asta se poate întâmpla. Astfel încât, la un moment dat, în timp, odată la 4 ani, cetățeanul să aibă, într-adevăr, puterea, în cunoștință de cauză, puterea de a alege pe cine consideră că... Că a lucrat în favoarea lui, până în favoarea lui, exact. Da, de când și se poate vedea, mai explic când vin în audiență cetățenii, le mai explic, doamne, uitați așa, așa, nu știu, spre surprinderea mea, încă sunt cetățeni care nu știu de acest lucru. Și le arăt frumos, intrați pe pagina de internet a primăriei, primaria-hârșova.ro, fără diacritice, veți vedea exact în pagina principală că apar ședințele de consiliu și chiar am arătat că dacă intrăm puțin în profunzime, ne transmite inclusiv pe canalul de YouTube al orașului Hârșova, unde acolo vedem toate ședințele de consiliu din luna iulie 2016, de când sunt primar și până în prezent. Le-am spus, doamne, trebuie să fim informați. Cum primesc oamenii atunci când le spuneți? Sunt, eu știu, sunt curioși, vor să vadă? Sunt curioși, sunt foarte... și bucurie, e normal, și uimire, adică, wow! Nu știam că există așa ceva. Nu, dar, doamne, se poate... Adică, oamenii încă mai explic, oamenii nu știu, de fapt, unii, nu toți, nu generalizăm, dar sunt oameni care nu știu faptul că ședințele de consiliu sunt publice. Adică și ei pot participa. Adică pot participa, da? Mai sunt anumite discuții și le spun, doamne, vreți? Da, ok, veniți în ședințele de consiliu. Păi, pot veni? Da, nu trebuie să vă invite primarul sau un consilier local. Da? Atunci când se afișează și le-am arătat să urmărească pe pagina de internet a orașului, unde punem convocatoarele, punem ordinea de zi, se știe foarte clar când este ședința de consiliu, anunțăm cu 5 zile înainte ședința ordinară. E nevoie de, eu știu, să te înscrii pe o anumită listă pentru a avea acces în acea sală sau pur și simplu oricine poate intra? Nu. În momentul de față, ședințele de consiliu le ținem în sala mică de ședință. Ele sunt ținute de ani de zile. Presupun că e un spațiu limitat. Este un spațiu limitat, da. Undeva acolo pot încăpea și au mai venit, au fost ședințe în care au venit cetățeni, undeva la 6-7 persoane pe scaun, după care, dacă vor dori, dar se aglomerează. Dar vă spun la modul foarte serios că dacă voi vedea intenția cetățenilor de a veni într-un număr din ce în ce mai mare, știu, 10, 20, 30, am încercat într-o perioadă, în acest mandat, să facem ședințele de consiliu în sala mare, unde acolo sunt 64 de locuri. Vom vedea. Bun. Da. Apropo de înregistrat sau neînregistrat pentru a avea acces la informațiile de interes public și la ședințele de consiliu, Primăria Hârșova a mai făcut un pas important și anume sunteți în procedura de implementare sau este aproape gata, trebuie să însumeți noastră asta, da, pentru registratura electronică. Da. Care este situația acolo? Este gata implementat? Situația, în momentul de față, registratura electronică funcționează.
funcționează. Deci în momentul de față suntem la, deci de 3 săptămâni, este a treia săptămână în care efectiv noi avem registratul electronic. Cum au primit, vreau să vă întreb mai întâi, angajații dumneavoastră această idee? Pentru că și pentru ei e o schimbare de mod de lucru, ca să zic o spun, așa. O spun cu bucurie acum și colegii din primărie bănuiesc că, mă rog, din discuții îmi dau dreptate. Sper că și în gând sau acasă își mențin acest punct de vedere. La început a fost, nu de către toată lumea, e adevărat, dar a fost puțin așa privit mai reticent această problemă. Registratură electronică. Adică nu mai folosim catastiful la vechi, cu pixul, da, 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 creionul. Și după aceea cum facem? Păi da, da, se poate comunica printre bine, e adevărat, nu am eliminat 100% documente, hârtiile, ele rămân. Ce te supune de fapt această registratură electronică? Pe această registratură electronică se va lega, de-aia mai durează vreo 2 săptămâni, am amânat-o, pentru că atunci când va pleca vreau să fie pe anumite probleme să fie rezolvată legătura între site și această registratură electronică, ce nu este numai registratură electronică, sunt mai multe, inclusiv discutăm de taxe și impozite locale, pentru că prin această aplicație cetățenii vor putea să-și plătească, am spus, eu vreau la 31 martie să plătesc taxele eu, cetățeanul Viorel Ionescu, vreau să plătesc taxele și impozitele online. Asta e o chestie pe care mulți dintre cei tineri, familiile tineri, cu siguranță da, așteaptă. Da. Am spus, chiar am discutat cu direcția economică, prietenește, e un termen, da? Pentru că eu nu voi plăti taxele și impozitele locale până la 31 martie decât dacă vor fi online. După aceea, le voi plăti, bineînțeles, dar nu voi mai beneficia de acea reducere pe care mă prevede codul fiscal. Ceea ce înseamnă că... Ei trebuie să se miște cu alte cuvinte. Ei trebuie să se miște, exact. Și se vor că... mișca. Nu, lucrurile se mișcă în primărie. Colectivul, colegii îi simt pregătiți, eu știu, doritor să se implementeze asta. Da, da, cei care, știți cum e, este normal, între tineri și, între generația tânără, generație mai în vârstă, este incontestabilă nevoia de nou agreată de generația tânără. Dar și colegele, și colegii mai în vârstă, atunci când au avut nevoie, au observat, au întrebat, au fost ajutați. Avem un telefon non-stop cu cei ce asigură acest serviciu și unde sunt întrebări, răspund cu promptitudine. Deci nu sunt probleme, nu sunt probleme și de aia spun acum, după 3 săptămâni, cu bucurie eu pot spune că, zic eu, marea majoritate, acum nu știu dacă toți colegii sunt mulțumiți din primărie de această registratură electronică, dar marea majoritate și-au dat seama că este un pas făcut. Și odată făcut pasul, nu ne vom mai întoarce. Asta înseamnă că oamenii își pot cere, eu știu, să aibă acces la documente de, asta eu știu, înseamnă, registru agricol? Asta înseamnă sau... că, în momentul de față, ce pot spune, v-am spus, site-ul se lucrează, dar eu, chiar astăzi am discutat, am găsit 2 mici probleme ce vreau să fie remediate. Efectiv, cetățeanul, printre altele, ce am reclamat astăzi, să spun, reclamat. Ce am observat eu și vreau să se remedieze. Una, faptul că cetățeanul atunci când va putea să facă o sesizare online, merge pe stradă și vede, știu eu, dacă vede ceva acte de vandalism, automat dacă face o fotografie și trimite, se direcționează către poliția locală, în funcție de specific. Dom'le, cer, dacă văd gunoi pe stradă, selectez acolo, este gunoi pe stradă, când dă trimite fotografia, automat se duce către serviciul de urbanism și avem către echipa, să spunem, nu salubrizare, salubrizarea o facem cu Iridex, dar și noi nu putem lăsa, știu eu, dacă avem coșurile pline de gunoi astăzi până mâine când vine Iridex-ul. Sau dacă, doamne, avem o stradă, străzi sau asfaltat, multe. Dar nu face subiectul discuției noastre. Poate apare o crăpătură în asfalt. Dar avem o groapă, da, efectiv vine cu telefonul, face fotografie, selectează de acolo groapă în asfalt și pleacă automat către urbanism. Vreau să vă spun că am găsit și vor lucra acolo faptul că nu se transmite locația în momentul de față. Uh-huh. Trebuie să mai lucreze puțin la locație. Adică eu când am făcut proba am văzut că dau locație pentru că pot da și fotografie, să spun,
strada numărul sau pot da fotografie și se trimite pe telefon și GPS-ul telefonului se transmite automat către. Uh-huh. În momentul de față se lucrează, de-aia am spus, se lucrează și se va remedia. O altă problemă pe care am ridicat-o și vreau să se rezolve este că în momentul de față funcționează când vine cetățeanul pe registratură electronică sau de acasă, dacă își depune documente, tot ceea ce înseamnă certificat, eliberare, certificat de urbanism, eliberare autorizat de construire, avem și foarte multe documente pe partea asta în socială, multe documente pe registru agricol, pe taxe și impozite locale, pe urbanism. Deci, efectiv, sunt multe documente pe care le poți depune de acasă. În momentul în care ai depus de acasă documentele, ți se eliberează un număr de înregistrare. Sau vii la primărie, se înregistrează electronic și ți se dă un număr de înregistrare. Acasă, am făcut proba eu, te duci, ai introdus acolo, verifică status documente, ai introdus numărul pe care l-ai primit și îți spune foarte clar, adresa cu numărul este în lucru. Este în stadiu cutare, da. Este, în mod de față așa spune, adresa, adresa cu numărul este în lucru, termen de rezolvare 18 martie. Și azi am sunat și am spus, nu, eu vreau mai mult. Vreau să spună, adresa, numărul, este în lucru la, să se dea compartimentul. Biroul cutare. La biroul cutare, la compartimentul cutare. Termen de rezolvare, data de. Deci vreau să vină cu o informare puțin suplimentare vis-a-vis de... Este un lucru foarte bun. Da, v-am spus, cred că ușor, ușor au văzut și le-am spus, doamne, și dacă la grem și dacă nu la grem, acesta este viitorul. Avem o istorie, avem un trecut, trebuie să învățăm din el, pentru că altfel vom fi blestemați să-l repetăm. Așa și este. Să privim cu dorința de a învăța din trecut, dar să privim cu speranță și cu încredere spre viitor. Apropo de istorie, ați trecut de la becuri normale, ca să zic așa, la iluminatul public, la becuri cu LED, și pasul următor este iluminatul inteligent. Ce înseamnă asta pentru Hârșova? Fără să fiu răutăcios, dați-mi voie să vă o completare. Am trecut de la becuri lipsă, poate, galbene și cu lămpi din 2 în 2 stâlpi sau din 3 în 3 stâlpi, da, la un iluminat cu lămpi LED pe fiecare stâlp al orașului Hârșova. Asta înseamnă și o economie de bani până la urmă, adică acestea rezistă mai mult și costă mai puțin. Da, este adevărat. Înseamnă o economie. S-a mai redus, dar nu s-a redus cum statistic, doamne, dacă intrăm după o lampă normală pe un LED, avem o reducere de 60%. Da, dar eu nu am schimbat lămpile de pe toți stâlpii. Și atunci, din 1200 de stâlpi, ca să ne înțelegem, din 1200 de stâlpi, am avut undeva la vreo 700 de stâlpi cu lămpi, da? Ce aveau un anumit consum. În momentul de față, eu am mai pus suplimentar încă 500 de lămpi cu LED, care ele consumă mai puțin, dar vin și diminuează acea economie. Că dacă aș fi avut lămpi consumatoare de energie pe fiecare stâlp, spunea, doamne, uite, am schimbat 1000 de lămpi consumatoare și am pus 1000 de lămpi LED. Era atunci economia undeva de 60%. Cu siguranță există totuși o economie. Da, și fără, dar și poate. Ce e important, există. Oamenii văd. Și noaptea văd lumina mai mult. Da, noi hârșovenii cunoaștem orașul și vedem. În primele serii de la implementare chiar mergeam, eram și eu cu lui, vreau să văd și eu, că este munca, este o muncă de echipă, da? Unde am avut susținerea din, nu este munca doar a primarului, doamne, primarul, nu. Primarul dă ideea, primarul merge, primarul aleargă, primarul se zbate, dar în spate este o echipă ce susține această muncă a primarului. Și duce la bun sfârșit. Și duce la bun sfârșit, da. Și vă rog să mă credeți, și eu am mers în momentul în care primeam informarea, doamne, ok, astăzi s-au pus pe străzile cu tărică. Eu seara mă urcam și mergeam pe străzile acelea să văd. În momentul în care de undeva din centrul orașului văd, unde plecam eu, văd toată strada, cum noi știm, strada Vadului, până la spital, adică un kilometru și ceva, o vezi acum luminată, n-ai cum să nu simți o bucurie știind că, uite, noi, am făcut ceva. Place, nu place, când nu voi mai fi primar, ceva rămâne de pe urma mea. Ce înseamnă iluminat inteligent din punctul ăsta de vedere? Care iluminat, e următorul pas? Următoarea etapă în acest proiect este implementarea unui soft ce va asigura. Va fi atât softul, așa l-am gândit. Pentru că primarul, doamne, unii spun că vai, asta este dictatură. Sau... Nu, doamne, primarul trebuie să fie informat și primarul trebuie să aibă acces la toate informațiile ce țin de o bună gospodărire a orașului.
Pentru că altfel ne trezim că nu are cunoștință de o problemă și cetățenii vin și ceartă primarul sau reclamă primarului o problemă de care el nu știe, nu-i se ajunge la cunoștință. Și atunci am spus așa, acest soft va trebui să fie obligatoriu în calculatorul primarului, trebuie să fie obligatoriu în calculatorul administratorului public, pentru că el, așa am gândit-o și cât timp sunt eu primar și voi fi primar, administratorul public va trebui să aibă în sarcină să aibă utilitățile, sistemul de apă, de canalizare și de iluminat. Și va trebui acest soft să fie și la compartimentul de specialitate. Prin acest soft, efectiv, toate lămpile vor fi afișate pe hartă și în momentul în care se arde o lampă, efectiv... Îți pulsează ceva acolo și acolo, da. Probabil. Tot prin acest moment în care se va finaliza acest proiect, lămpile, efectiv, ele au o dimare automată între anumite ore, pentru că s-a făcut un studiu, între anumite ore din noapte, ele nu vor mai lumina 100%. Luminează la început, începând și ora, pe timp de iarnă, începând cu ora 5, ora 6, pe timp de vară, vor porni mai târziu. Vor lumina, știu eu, de la ora, dau timpul, pe timp de vară, de la ora 9 și jumătate până la ora 12, 1 noaptea, după care de la ora, de anumită oră, văzută, analizată, gândită de echipament. Că nu e trafic pe stradă, nu ai nevoie, da, și știu foarte clar, nu ai nevoie de lumină puternică și atunci inclusiv ele vor, dimarea, luminozitatea va scădea la un procent de 60, 50%, 40%. Deci faceți economie de curent electric. Se face o economie inclusiv la aceste lămpi pe LED. Și totul va fi controlat de la distanță. Nu merge nimeni la stâlp să regleze ceva, să știu, pe stradă. Nu. Totul va fi controlat efectiv din acest soft. Eu am gândit-o în felul următor. Este o idee bună. Zice, domnule, perfect, aveți o idee bună. Mai veni și noi primarii cu idei bune, nu doar cu idei rele. Și asta zice, domnule, eu vreau în felul următor să nu mai stau să mai setez eu ora pe timp de iarnă la ce oră se aprindă, din lună în lună pe măsură ce. Nu, ce efectiv vreau atunci ca acest program, acest soft să fie conectat pe internet, undeva, aici este treaba IT-știlor, la ora de răsărit și ora de apus pentru Hârșova al soarelui. Și în felul ăsta se aprinde, da, se stingă automat. Nu trebuie, pentru că, știu, poate uită o zi, două, trei, o săptămână sau și pleacă în concediu, o lună de zile, persoana care, e adevărat, pleacă în concediu, cineva îi ține locul, dar nu poate prelua 100% toată activitatea, da? Și atunci ne trezim că, știu eu, este ora 9, de exemplu, pe timp de vară și s-a aprins lumina de la ora 8. Pentru că... Și nu e cazul, da. Nu este cazul. Sau vedem că avem energie. Când este schimbarea de fusura. Nu. Totul să se facă... S-a schimbat ora din calculator. De la ora de iarnă, la cea, da, de vară. S-a schimbat ora. Bine, să vedem că până în 2021 am înțeles. S-ar putea și noi să mai fim, după care nu mai trecem. Da? Deci vreau să ne folosim cât mai mult de tehnologie. Când va fi acest proiect, eu știu, finalizat și pus în practică în totalitate? În momentul de față... Partea, să spunem, partea grea a fost făcută. Deci toate o rețea de 55 de kilometri finalizată, de iluminat. Urmează acum, ce vă spuneam, softul. Și se va finaliza a treia etapă cu montarea unei stații de încărcare electrică a mașinilor. Asta da. E chiar o premieră, de asta n-am... Da. Nici în Constanța nu sunt foarte multe, dar apoi de celelalte localități. Nu știu. Ideea mea a fost în felul următor. Dom'le, ok, s-a făcut autostrada. De acum Hârșova a fost ocolită din comoditate, din apărând mașini electrice. În momentul de față nu se asigură o autonomie Hârșova-Constanța. Eu venind și punând o stație de încărcare electrică, determin pe acei cetățeni ce au mașini electrice, pentru că le apar automat, intră într-o bază de date, exact. Știți cum e cu stația, da? Au există harta aplicații. Lor, da? Există o aplicație și automat direcționează pe drumul unde ai încărcare electrică. Uh-huh. Acesta este motivul pentru care am spus, în cadrul acestui proiect de iluminat stradal, vreau să montăm și o stație de încărcare electrică. Asta e un lucru chiar foarte bun, da. Pentru că până mai trebuie să recunoaștem cine se gândește să protejeze mediul printr-o, eu știu, folosirea unei mașini care consumă mai, nu consumă combustibil lichid,
și energie electrică, automat acea persoană va fi deschisă către viitor, va fi o persoană deschisă, pentru că își cumpără o mașină mai scumpă, e deschisă și la ideea de a veni în Hârșoara și de a cheltui niște bani, poate face o vacanță, poate își face, eu știu, simplu cumpărăturile atunci când trece prin Hârșoara în drumul spre Constanța sau spre București înapoi. Și atunci acest lucru contează. Deci am gândit și acest punct. Deci vedeți, acest proiect de aia spun că este tot o etapă din acest mare proiect Smart City. Este în implementare, cetățenii văd, wow, s-au schimbat. Toți sunt de acord că simpatizează sau că nu simpatizează pe primar. Toți sunt de acord că iluminatul public în Hârșova este o treabă foarte bună și este rezolvată, gata, punct. Problema este... La urmă, lucrurile astea se văd, e exact, un lucru care se vede la propriu. Da, n-ai ce să spui, exact. Da. Dar cetățenii nu știu că în spate se lucrează. Chiar dacă, domnule, ce faceți? Nu, nu se stă. În primărie acolo nu se stă. Se lucrează. Și automat, proiectul ăsta nu s-a pus lampa și gata. Nu, s-a pus lampa, se lucrează non-stop, se face undeva acolo. De ce? Pentru că făcând o economie de 10-12 lei, înmulțit cu 1200 de lămpi, se adună niște bănuți care ușor, ușor putem după aceea să facem altceva. După, mă rog, se lucrează. Nu vreau, ne apropiem de finalul emisiunii, dar nu vreau să încheiem până nu abordăm și un alt subiect care este foarte important pentru localitate și un subiect în care v-ați implicat personal, și anume toată această legătură dintre administrația publică și școli și felul în care părinții și elevii sunt ajutați prin cataloge electronice, prin interconectarea aceasta educator, administrație publică, părinte, copil. Până la urmă, sunt patru puncte foarte importante în această schemă. Și aș vrea să vorbim despre asta. Știu că există deja în anumite unități catalog electronic, am văzut grădințe care au sisteme de camere de supraveghere, toate acestea ajută la, până la urmă, la siguranța părintelui că acel copil al lui este în siguranță, că este bine, eu știu, avut în grijă de educatori la grădinițe sau mai departe la școală poate să-i monitorizeze, eu știu, evoluția notelor și așa mai departe. Cum stați la acest proiect? Este implementat în totalitate? Mai e ceva de lucru acolo? Cum e? Da, e de lucru și pot spune cât timp voi fi primar, voi lupta ca să implementăm în totalitate acest sistem, acest concept. Ce pot să vă spun este că în momentul de față creșa orașului Hârșova este monitorizată cu 4 camere de luat vedere. Tocmai din acest principiu. Doamne, părintele trebuie să fie tot timpul informat cu privire la modul în care este educat, este îngrijit copilul său. Este adevărat că nu pot oferi accesul la camere de luat vederi online. Da, nu pot oferi acest lucru. E totuși vorba de eu știu, hai să zicem, siguranță, dar nu cu depășirea limitelor de, eu știu, de privacy, de, eu știu, intimitate. Dar are să vă spun cum am rezolvat o situație foarte... Că vedeți, apar tot felul de probleme, da? Cât timp... viața și urmează cursul, rezolvă un problemă, cu siguranță va apărea o altă problemă. Are să vă spun ce problemă am, de exemplu, la creșă. Vine o mămică și reclamă faptul că a venit bunica. E o problemă, dar asta e realitatea. Da? Bunica din partea tatălui, unde nu mai sunt în relații foarte bune, mă rog, copilul încredințat mamei. Am avut anul trecut această problemă, în 2019, și zic, ok, hai să ne uităm, pentru că, domnule, nu trebuie să mai... Da, are interdicții, ce are să... Bun, ne-am uitat pe camere de la vedere, da, am văzut, după care am informat colegele de acolo, domnule, nu mai lăsați să vină la altcineva, chiar dacă este bunic, chiar dacă este bunică, drept principal asupra copilului, îl au părinții. Corect. Da? Deci dacă vine mama și tatăl, sau tatăl, și spun, domnule, uite, bineînțeles, pe un formular, da? Eu sunt cel care iau copilul de la creșă. Nu trebuie să vină niciun bunic să-l ia de acolo. În momentul în care, sau bunic, în momentul în care va fi luat copilul de acolo, deși este într-un formular, părintele spune că vreau să-l iau eu, atunci, dacă vor fi probleme, cineva va trebui să răspundă. Da? La fel, dacă există, și am spus să fie trecut, dacă există preferințe să le spune, da? Vin părinții și spune, nu vreau să vadă nu știu cine copilul, nu contează că este verișor, că este soacra, este socru, este mama, este tatăl, bunicul, bunica, da? Dacă acolo un părinte ce are în spate un document
o instanță vine și spune nu trebuie copilul meu să aibă acces la... Nu mi se dă accesul. Și atunci, ca să rezolvăm problema, ne-am uitat, am văzut, s-a clarificat, s-a modificat, să spunem, procedura operațională privind accesul. Deci în, da? Încă un lucru la încă care a ajutat da, acest care a ajutat, da. Am de, la creșă sunt 4 camere de luat vederi, 2 sunt clasele unde sunt copiii, una este pe intrarea principală și o a 4-a cameră este pe locul de joacă. Pentru a vedea, i-am spus aici, vreau să ca părinte, o spun, să avem siguranța faptului că avem copii în liniște, da, și că cine trebuie să aibă grijă și să-i supravegheze, și la Hârșova se întâmplă treaba asta. O fac cu mare responsabilitate, ocazie cu care vreau să le mulțumesc că nu au fost probleme majore raportate de părinți. La creșe vreau să vă spun că, din contră, numărul copiilor a crescut și chiar acum stau cu doamna director la asistență socială, cu care discutăm pentru care în subordine creșea, să vedem cum găsim un educator pericultor pentru a putea, știți că e un anumit număr de copii la număr de supraveghetori, da? Și trebuie să angajăm pentru a... Am fost pus și în situația ca doi părinți au venit acum să le spunem, îmi pare rău, nu putem, pentru că depășim. Și vreau să rezolvăm și această problemă, astfel încât niciun părinte să nu plece de la creșă fără să, dacă dorești, să lase copilul acolo. Primăria s-a implicat și în ideea de catalog electronic pentru că ați reușit să ajutați chiar financiar. Da, eu vreau să spun așa, da, nu școlile, școala. În faza anul trecut am avut deschiderea și s-a demarat proiectul pentru școala gimnazială numărul 1. Cum îi spunem noi, școala din Varoș, școala generală, clasele 1-8. În mod de față, deschiderea există și din partea conducerii liceului, teoretic Ioan Cotovu. Suntem în discuții pentru implementarea catalogului electronic și în această instituție. Este un proiect bun, benefic, prin care, am mai spus, catalogul electronic nu îi spunem succint, dar el, proiectul acesta sau aplicația, să-i spunem, este mult mai amplă. Asigură o conexiune între profesor, elev, între comunități, elev dintr-o localitate, dacă este în aceeași aplicație, în aceeași, să spunem, domeniu virtual, da. Să spunem, da, poate comunica. Sunteți părinte, cât de mult vă ajută ca și părinte o astfel de idee? Păi, în primul rând, m-am gândit la tot ceea ce înseamnă Smart City, o gândesc din perspectiva de părinte. Deci eu gândesc cum vreau eu ca părinte să am servicii în orașul meu. Și am spus foarte clar, eu ca părinte vreau să am acest, cum îi spunem, v-am spus, catalog electronic, da? Să știu în orice moment copilul meu, pentru că știți cum e, spune, doamne, trebuie să fim, toți părinții sunt responsabili și au grijă de educația copiilor. Dar trebuie să fim conștienți de faptul că viața este într-o viteză continuă și atunci, poate fără să vrem, suntem rupți și suntem acaparați de alte probleme și fără să vrem, nu mai suntem atenți la problemele esențiale, de fapt. Și atunci deține această aplicație așa, ne ține puțin ancorat. Stai așa puțin, bine, ce s-a întâmplat? O, băiatul tău a luat nota 9, nota 10, nota 6, nota, da, ok. Sau, bine, copilul tău astăzi nu a fost la ora... La ora între la ora da, în da. Ore. Ok, da. O să vă vorească elevii. Nu. Cei care au implementat... Nu, pentru că aici nu este o problemă. Știți care e problema? Ideea este în felul următor, că el, copilul, dacă ia o notă, ori că o ia în catalogul de hârtie, ori că o ia în catalogul electronic, ia aceeași notă. Da. Sau că vine sau nu vine la școală, ori că și-a absența pe catalogul de hârtie, ori că și-a absența în catalogul electronic. Absența este absență, da? Nu cred că nici profesorii cadre didactice, nu cred că spunează, poate a spus cuvântul a urâ. Nu cred că mă vor urâ sau că cred că vor displace acest lucru. E vorba doar de cei care sunt puși pe, eu știu, răutăți, până la urmă nu vor aprecia acest lucru. Cât timp eu vreau să implementez aceste proiecte de Smart City, da, este clar că vreau o deschidere totală, vreau o interacțiune, cum spuneam, între cetățeni, între diferite categorii, între tineri și bătrâni, pentru că tinerii vor veni să învețe. Ia că nu v-am spus de faptul că prin implementarea acestui City Manager se vor putea, și am verificat, se vor putea face și plățile pe lângă online și amenziile se vor putea plăti la online. La fel, o chestie foarte bună. Da. Adică se vor putea elibera certificate fiscale online.
mă gândesc că atunci când va fi gata și se va da drumul, chiar dacă nu este un preț destul de mare, 5 lei să plătești pentru un certificat fiscal. Simplu fapt că nu mai consum benzină dus întors până acasă. Da, dar vreau să vă spun că mă gândesc să ofer, bineînțeles, dacă îmi va permite codul fiscal, și găsim noi modalități atât timp cât venim în sprijinul cetățenilor, pentru cei care vor descărca online certificatele fiscale să nu plătească nicio taxă. Asta e o chestie bună. Da, și automat încurajez. Și e posibil să vedem, de-aia spun că trebuie să asigurăm o interacțiune între diferite generații, pentru că o persoană mai în vârstă zice, mamă, vreau și eu să... Și atunci asta se spune nepotul. Stai, bunicule, stai tată puțin, nu mai, ia dă-mi coace, uite, ai cardul, uite, așa se plătește. Că am văzut, tinerii comunică foarte, foarte bine, foarte și repede. Și sunt doriți să-și ajute părinții sau bunicii. Exact. Și atunci vom vedea ușor, ușor, pentru că v-am spus, am văzut aici o legătură între colegi tineri, colegi mai în vârstă, da? Unde, nu știu, vine imediat colegul, colega mai tânără, pac, 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 și lucrurile merg. Deci asigură această conectivitate între... Da? E chestie atunci... foarte bună. Da. Încheiem emisiunea. Două fraze de final, totuși, aș vrea să vă întreb, pentru că am văzut că aveți contracandidați care și-au început într-un fel sau altul campania în Hârșova. Și nu vă văd, și nu vă văd să faceți campanie, ci vă văd că faceți proiecte pentru oraș, faceți lucruri, lucrați în continuare la astfel de lucruri, atragea fondurilor și așa mai departe. Fac proiecte și voi face proiecte și voi depune în continuare. Vreau să vă spun, pentru 2021-2027 am înțeles că prioritar se va deschide o axă pentru localitățile ce sunt porturi la Dunăre. A, o chestie foarte bună, wow, de care chestie, puteți beneficia. Da, da, nici nu mă gândesc să nu... Și aici e de discutat vis-a-vis de luarea în administrare a malului Dunării, unde am adresă la minister. Nu doresc să-mi răspundă. Indiferent cine este la minister. E o bună temă pentru emisiune viitoare, pentru că aș vrea să dezbatem dori pe larg acest subiect. Da, vă pot spune din stat că am și discutat, am revenit săptămâna trecută cu adresă către minister și dacă nu vor răspunde, atunci îmi pare rău, mă voi întoarce în instanță în părioară și îi voi obliga să-mi dea în administrare malul local, pentru că numai așa voi putea să depun proiecte în sesiunea... Să rezultați turismul... Numai turismul, infrastructura portoară. Pentru că acolo nu s-a mai făcut din 90, nu s-a mai investit în infrastructură. Deci nu prea mergeți pe teren să discutați cu alegătorii, ci le arătați prin ceea ce faceți. Faptul că se poate face și o astfel de campanie. Eu am spus, doamne, știți că este vorba aceea, campania începe a doua zi de când ai câștigat mandat. Da, campania se face timp de 4 deci ani. Deci campania se face timp de 4 ani. Eu cred că rezultatele proiectelor mele și vor mai veni. Vis-a-vis tot de Smart City și cu asta chiar voi încheia, vreau să vă spun că am un proiect pe fonduri europene de construirea de două parcuri. Două parcuri, un parc la ieșire spre București pe partea dreaptă, deci valorificarea unor terenuri degradate, efectiv nu de reabilitare, nu, terenuri degradate și transformarea lor în parcuri. Și un parc, o suprafață de 6500 de metri pătrați, în zona blocului Anele, unde acolo am început o dezvoltare, se poate vedea, mă rog, vreau să dezvolt și zona aceea. În cadrul acestui proiect, inclusiv parcurile vor avea acces la internet, Wi-Fi, vor avea monitorizare video, astfel încât părintele care iese în parc să relaxeze sau iese copilul să mai joace, poate în timpul în care se joacă copilul să se uite pe un telefon și să vadă știrile, legându-le puțin, și să intre pe telefon și să vadă prin aplicația City Manager unde este solicitarea pe care a făcut-o primăria. După ce vede unde este acea solicitare, vrea să vadă ce a făcut copilul la școală, intre pe catalogul electronic și vede toată treaba asta. Efectiv, părintele poate face acest lucru stând la umbra unei felinar lampadar, să-i spunem, da, pietonal, care luminează cu LED și care îi asigură la ora 9 seara lumină suficient de bună, astfel încât să vadă toate aceste lucruri pe telefon. Da? Bună, da. Deci, cum spuneam, noi ne dezvoltăm, sunt proiecte, unele se văd, altele nu se văd încă, dar se vor vedea. Toate aceste proiecte reprezintă și rezultatul acestor proiecte, rezultatul muncii echipei pe care o coordonez, deci muncii mele și echipei pe care o coordonez, reprezintă efectiv campania mea.
Eu nu mi-am propus, mi-am spus și nu vreau să pară, încă o dată le spun, acelor puțin câțiva ce consideră despre mine că sunt arogant. Nu sunt arogant, dar vreau să fiu primul primar care s-ar putea să intre cu mari șanse în al doilea mandat fără să meargă pe stradă și să promită că voi face. Nu, vreau să fiu primarul care să spun, uite, s-au făcut. Ce nu s-au făcut, nu mai discutăm. E cea mai bună campanie, da, nu? Nu mai discut de la Revoluție încoace, pentru că mi se pare hilar să dăle în ultimii 30 de ani. Eu mă raportez acum în secolul acesta, din 2000 încoace, da? Deci nu mai raportez la secolul trecut. Doamne, uite, ce nu s-a făcut din secol, în secolul acesta până în prezent, da? Din 2000 până în 2016, am reușit eu să fac în 4 ani. Mult puțin cetățenii mă vor analiza și cei care vor hotărâ. Vor să mergem mai departe spre un Smart City? Mergem mai departe. Ne este frică de nou? Atunci vom rămâne în întuneric și... Eu sunt convins că oamenii vor înțelege toate chestiile astea și o vor lua și o vor înțelege, nu. La mine acum chiar a fost... s-a dorit a fi un mesaj ca de la un hârșovean la un hârșovean, nu de la primar. Da? Repet. M-am născut, trăiesc și acolo voi rămâne, în Hârșova. O iubesc și cred că se poate vedea prin munca pe care o depun împreună cu colegii mei, dar am dorit să transmit un mesaj hârșovenilor. Dacă vreți să mergem mai departe, vom merge mai departe. Dacă vreți să ne întoarcem în trecut, este opțiunea dumneavoastră, dar eu n-am să vă las. Mulțumesc mult, domnule primar. Mulțumesc și eu. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc și noastră pentru că ne-ați urmărit în această emisiune. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.